Din cauza numărului mare de accidente provocate de folosirea neadecvată a petardelor, rachetelor și artificiilor în perioada sărbătorilor de iarnă, autoritățile au decis interzicerea comercializării acestor materiale pirotehnice. Ce măsuri s-au luat pentru cei care vor folosi petarde de sărbători? Deci noi nu am luat măsuri numai pentru cei care vor folosi petarde de sărbători. Noi avem un plan de măsuri la nivelul subunității, în colaborare cu poliția locală, cu jandarmeria și cu celelalte forțe, eu știu, sistemele de securitate, paza de paradă al Megidia, prin care încercăm să asigurăm ordinea, siguranța publică pe această perioadă la toți cetățenii din municipiul Megidia. În legătură cu problema petardelor, la fel, este un plan de măsuri lansat de la nivelul IGP-ului, Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța. Ne-am făcut și noi un plan de măsuri propriu și acționăm în fiecare zi până cel puțin pe data de 2 ianuarie, când vom raporta rezultatele obținute pe raza municipiului Megidia. Am început aceste verificări de aproximativ 4 zile, nu am identificat petarde pe rada municipiului Megidia, am identificat 3 societăți care au toate autorizațiile pentru a putea comercializa petarde pe rada municipiului Megidia, dar încă nu a apărut. Când or să apară, or să facem și verificări și cei care vor fi în neregulă vor fi sancționați. Singurele elemente pirotehnice ce vor mai putea fi achiziționate sunt artificiile de brad și alte câteva artificii care conțin maximum 3 grame de amestec pirotehnic. Dacă în alți ani comercianții neautorizați de materiale pirotehnice umblau prin piața centrală din Megidia și tentau clienții cu marfa lor, anul acesta stau ascunși pe la colțuri și cu ochii în patru să nu fie prinși de poliție. Din cauza gravelor accidente din anii trecuți, controlele autorităților s-au asprit, iar polițiștii au devenit mai vigilenți. Ca urmare, anul acesta, pentru iubitorii de pognitori, este foarte dificil să mai achiziționeze ilegal material pirotehnic și artificii. De altfel, în această perioadă, polițiștii organizează o serie de acțiuni care vizează tocmai comercializarea ilegală a artificiilor și petardelor.